Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre simțirea sau vederea lui Dumnezeu încă din timpul vieții. Vom discuta despre învățătura Sfântului Simeon, noul teolog, cu părintele Alexandru Ghioca de la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Cismigiu din București. Bine ați revenit la Cuvânt pentru Suflet, preacucence părinte Alexandru! Mulțumesc pentru invitație, Doamne ajută! Părinte Alexandru, am mai discutat aici la Cuvânt pentru Suflet despre Sfântul Simeon, noul teolog. În mare este vorba despre o învățătură care pune accentul pe trăirea personală, dar care nu uită exercițiul ascetic, efortul duhovnicesc, pentru atingerea unei stări pline de har. Pentru început vreau să vă întreb, care ar fi diferența dintre învățătura ortodoxă cu privire la mântuirea sufletului și cea romano-catolică sau protestantă pentru cei care ne urmăresc, pentru a înțelege puțin specificul învățăturii noastre prin această comparație. Între creștini, atunci când ei se întâlnesc și dialoghează, au ca principal subiect de discuție mântuirea omului. Pentru că, într-adevăr, toți recunosc că sensul existenței umane aici pe pământ este mântuirea, adică dobândirea vieții celei veșnice. Însă, potrivit propriei istorii a fiecăreia dintre cele trei confesiuni creștine, general vorbind, ortodoxi, romano-catolici și protestanți, diferențele nu sunt puține, ci sunt notabile. Da, sunt cu începutul. În ceea ce privește Biserica Ortodoxă, atunci când vorbim de mântuire, mântuirea nu este o idee, cu atât mai mult nu este o stare materială, ci este o întâlnire personală cu cineva. Te întâlnești cu cineva atotputernic care te poate salva din starea rea, păcătoasă în care te afli. Nu întâmplător, un cuvânt de căpetenie al Sfintei Evanghelie este următorul. Aceasta este viața cea veșnică, ca să te cunoască pe tine singurul adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Dar pentru că suntem acum la acest capitol al ortodoxiei, spuneați, există vreun moment când nu poți fi salvat prin această întâlnire cu Dumnezeu? Numai dacă o refuzi. Atâta timp cât dorești să te întâlnești cu Dumnezeu, ai cea mai mică scânteie de voință în tine de a-L întâlni pe Dumnezeu, această întâlnire este posibilă până în ultima clipă a vieții acestea pământești și până la ultima suflare. După, într-adevăr, dacă ai plecat deznădăjduit de propria mântuire, depărtat de Dumnezeu cel adevărat, nedorind să-L întâlnești pe Dumnezeu cel adevărat, ești la mila lui Dumnezeu. E greu ca noi să spunem că unii se mântuiesc și alții nu se mântuiesc, dar este mai greu de obținut mântuirea dacă aici nu ai căutat. Înțelegem astfel că totul pornește de la căutarea lui Dumnezeu. Însă un părinte teolog contemporan grec, Georgios Metalinos, făcea o deosebire între filosofiile umane, ale antichității sau ale modernității, și descoperirea lui Dumnezeu, cea adevărată. El spune așa că toate acele căutări ale omului după Dumnezeu se numesc filosofii. Pe când căutarea lui Dumnezeu a omului se numește creștinism. Deci mântuirea începe de la această căutare. Îl căutăm pe Dumnezeu, dar de fapt El este Cel care ne află. În momentul când Îl întâlnești, afli din gura Lui ceea ce voiește de la tine. Și voia Lui o aflăm în Sfânta Scriptură, în mod special în Noul Testament, în Sfintele Evanghelii, care sunt legea cea nouă, rânduită prin Fiul cel Unu născut. În izvoarele Revelației, Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție. Sfânta Tradiție. Așa. După ce afli voia lui Dumnezeu, următorul pas este să lupți cu tine însuți ca să împlinești voia lui Dumnezeu. Dumnezeu îți oferă sprijinul Său, îți oferă ajutorul Său, îți oferă cuvântul Său, dar e nevoie și de voința ta. E un cuvânt în patristica ortodoxă, dai voință, ei putere. Adică dacă nu faci un pas către Dumnezeu, nu ai cum să vezi cum El a făcut o mie către tine. Aceasta ar fi prima
parte a urcușului acesta către Dumnezeu. Apoi, dacă începi să împlinești voia lui Dumnezeu, acesta nu împlinești haotic, am putea spune, ci după anumită rânduială. Adică orice faptă bună este plăcută lui Dumnezeu și primită de Dumnezeu dacă o săvârșești pentru El în biserica sa. În biserică nu mă refer la locaș, ci la comunitatea tuturor celor care prin credință și prin botez îl mărturisesc pe Dumnezeu ca mântuitor al lor. Adică viața ta după Dumnezeu trebuie trăită, trebuie gustată, trebuie săvârșită în biserică. În momentul când te afli în biserică, nu e singur. Ești în biserica de pe pământ, în biserica luptătoare, dar ești în văzul bisericii triumfătoare. Adică Maica Domnului și toți sfinții și toate cetele îngerești privesc lupta fiecăruia dintre noi. Așa încât trecem și relațiile dintre noi. Și relația noastră cu ei trebuie să fie o relație vie, adică de rugăciune, de cerere. Nu zic, și relațiile noastre între noi, cu semenii, cu aproapele. Da, așa este, așa este. Ca să arătăm dragoste de Dumnezeu, mai întâi trebuie să arătăm dragoste de aproapele. Dacă pe aproapele tău pe care îl vezi nu-l iubești și nu-l cinstești ca pe un chip al lui Dumnezeu, e greu să faci acest lucru cu cel pe care nu-l vezi și despre care știi. Până la momentul descoperirii lui, este o cale mai lungă, mergi prin credință. Dar, spre a nu lungi cuvântul, în Biserica Ortodoxă, mântuirea este un proces de viață. E un proces viu, este un mod de viață pe care te străduiești să îl dobândești. Eu aș putea spune ceva mai mult, tot în legătură și cu Sfântul Simeon Nou Teolog. De fapt, acest mod de viață noi l-am primit prin botez și prin taina Sfintei Mirungiri. Însă, din păcate, dacă mai târziu familia extinsă, comunitatea în care facem parte, nu ne sprijină ca să păstrăm ceea ce am dobândit, începem să uităm. Și ne trezim că, deși ne numim creștini, totuși modul nostru de viață este străin de chemarea dintâi. Și ce te mai faci când o întreagă societate sau cultură, sau să spunem subcultură în fine, sau subculturi, lucrează puternic la această uitare? Atunci e cu atât mai dificil Da, atunci când păcatul drumul este extins la scară aproape globală și legiferat, lupta creștină este mai serioasă. În ceea ce privește teologia romano-catolică și teologia protestantă, fără a intra în polemică și fără a detalia, totuși putem sublinia câteva nuanțe care, puse în oglindă cu teologia ortodoxă, dintr-un început așa, îți dai seama că există diferență, asta e ideea. Sunt și nu sunt după sufletul nostru de creștin ortodox. În ceea ce privește teologia catolică, ea este structurată pe o concepție juridică a relației lui Dumnezeu cu omul și a tratării răscumpărării aduse de Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său asupra întregii omenii, tot prin termeni juridici. Adică Dumnezeu a fost ofensat, jignit de căderea în păcat a protopărinților Adam și Eva, omul a fost pedepsit pentru neascultarea sa și a suferit această pedeapsă până în momentul când, prin Fiul lui Dumnezeu, s-a adus jertfă de răscumpărare pe Golgota, o jertfă ispășitoare care a șters întregul păcat al omenirii. Fiul lui Dumnezeu, înălțându-se la cer, a trimis în lume pe Duhul cel Sfânt, care a întemeiat într-adevăr biserica, dar a întemeiat biserica aici pe pământ, înzestând-o cu tot ceea ce are nevoie pentru mântuirea omului. Adică a înzestat-o cu un fel de depozit de lucrare sfântă, de har. Pentru că subliniem o deosebire esențială între teologia ortodoxă și cea apuseană, deci nu doar catolică, ci și cea protestantă, că harul este ceva creat în concepția apuseană, pe când în teologia ortodoxă răsăriteană este necreat. Harul este considerat un dar pe care Dumnezeu îl dă și rămâne depozitat în biserică și este administrat acest dar, acest har, de către preoția, de clerul bisericii prin Sfintele Taine. Înlocuitorii sau vicarii lui Hristos, să spunem. Și la protestanți, Părinte Alexandru? Este puțin mai simplu. Mântuirea este adusă prin credință, prin credință că Fiul lui Dumnezeu este Mântuitorul și a făcut totul pentru tine, să te salveze din stricăciunea în care
te afli. Și este o lucrare exclusivă a Harului lui Dumnezeu, da, prin urmare, a bunăvoinței. Deci omul trebuie să aibă credință în Dumnezeu, că Dumnezeu poate totul, și să cunoască și să respecte Sfânta Scriptură, sola fide, sola Scriptura, să respecte cuvântul lui Dumnezeu aflat în Sfânta Scriptură. De aceea și în mediul protestant și mai ales neoprotestant, cunoașterea Sfintei Scripturi este o rânduială de căpetenie, însă nu mă pot abține să nu-mi amintesc de un cuvânt al Sfântului Simeon Noul Teolog, care spunea așa, că sunt unii care, deși cunosc întreaga Sfântă Scriptură pe de rost, ei se asemănă cu cei care poartă un cufăr în spate, în care se află o mare comoară, dar nu au cheia Duhului ca să deschidă cufărul. Adică poți să cunoști Scriptura pe de rost, să citezi versete peste versete, dar dacă nu ai dreapta credință și Harul cel Mântuitor care vine prin dreapta credință, atunci nu-ți folosește simpla lectură sau știință a Scripturii. Acest lucru s-a întâmplat și vremea Mântuitorului, cu cărturarii și farisei, care, deși cunoșteau mai mult decât poporul cel blestemat, așa cum spuneau ei, legea lui Dumnezeu, totuși n-au avut puterea să le recunoască pe Iisus Hristos ca fiind Mesia. Ba chiar împiedicau și pe alții să o facă, spune Hristos. Părinte Alexandru, prin urmare, învățătura ortodoxă, spiritualitatea noastră, ne învață că putem depune un efort pentru mântuirea noastră, adică putem face și noi ceva. Lucrăm sau conlucrăm cu Dumnezeu la mântuirea noastră. Avem harul său, avem bunăvoința sa, avem lucrarea sa de mântuire pentru noi, dar fără efortul nostru, fără liberul nostru arbitru și efectiv lucrul la mântuire, nu se poate îndeplini acest lucru. Aceasta ar fi o diferență notabilă între... Așa este. Dacă ne aducem aminte de textul Sfintei Scripturi și mai ales de Epistole Pauline, vedem că lupta creștinului pentru mântuire, acest parcurs al mântuirii, este asemenea fie cu alergarea sportivilor în arenă, deci e nevoie de un antrenament ca să dobândești cununa și apoi de un efort considerabil ca să ajungi pe primul loc în trecere, sau cu efortul pe care orice oștean îl depune în adică, lupta pentru... Adică acest efort nu este o iluzie, nu există o predestinație a noastră, indiferent de ceea ce am face pe acest pământ, până la urmă ajungem într-un anumit loc destinat de Dumnezeu. Este un model pe care îl aplică și îl susține în scrierile sale și Sfântul Simeon Noul Teolog. Discutăm pentru cei care ne urmăresc despre filocalia a șasea, cel puțin despre scrierile traduse în limba română de părintele profesor Dumitru Stăniloae și apărute în Filocalia Românească, volumul 6. Dar este un model, părinte Alexandru, care se aplică doar monahului, pentru că dacă deschidem această carte, o să observăm un univers de învățătură, de teologie, de activitate zilnică susținută, care e propriu unor oameni ce trebuie să se dedice 24 de ore din 24 pentru acest efort. Mai rămâne loc sau este și pentru noi cei din lume posibil un astfel de efort, o astfel de mântuire obținută? În scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog, trăitor, ne reamintim, între 949-1022 în Constantinopol, la prima vedere, așa cum au spus și unii critici ai săi, asistăm la un discurs mistic personalist, adică Sfântul Simeon Noul Teolog își descrie trăirile sale mistice, efortul său susținut de a sluji lui Dumnezeu, de a fi pe placul lui Dumnezeu, de a se schimba pentru Dumnezeu și lupta sa pentru ca vederea luminii necreate pe care a primit-o în dar de la Dumnezeu să o păstreze. Însă, o mică paranteză, vederea luminii necreate în ortodoxie este o întâlnire personală cu Hristos în lumina slavei sale. Deci și Sfântul Simeon Noul Teolog și ceilalți părinți mistici ortodoxi, atunci când vorbesc de vederea luminii, nu înțeleg o simplă vedere a unei lumini, chiar și necreate, ci o întâlnire cu Hristos în lumina taborică. Așa cum Sfinții Apostoli Petru, Ioan și Iacov l-au văzut pe Hristos strălucind pe muntele Tabor, tot așa, fiecare ascet, monah sau mirean, poate să-L întâlnească pe Hristos Domnul,
preaslăvit într-o lumina slavei sale, lumina împărăției sale, într-o care va și veni să judece vii și morți, după cum spune și la Evanghelistul Matei, capitolul 25 și în Apocalipsă. Este greșită această interpretare că este doar un discurs personalist. Într-adevăr, el a mărturisit întotdeauna că ceea ce a primit de la Dumnezeu în dar nu a putut să țină în sine. Spunea deseori, dacă cineva descoperă o comoară într-o țarină, ar fi egoist să o țină îngropată doar pentru sine și va da sfoară în țară și va chema pe toți să se bucure de acea comoară. El, pe de-o parte, se simțea și nevrednic de acest dar. El mărturisea, și mai ales în imnele iubirii dumnezești, că Dumnezeu, din prea plinul iubirii sale, a făcut un dar cu el, că l-a scăpat din mulțimea păcatelor, pentru că el a avut o primă vedere a luminii necreate în tinerețe, când încă nu era pregătit de primirea acestui dar. Și de aceea, după ce a avut, reținem, a avut o vedere a luminii necreate, iară s-a întors la păcatele sale. Din viața lui înțelegem că nu a ajuns la păcate trupești, dar înveții, distracții și lucruri din acestea tinerești a petrecut. Însă, la 29 de ani are loc convertirea lui finală, când renunță la viața civilă și merge în mănăstirea Sfântului Mamas din Constantinopol să ucenicească pe lângă Sfântul Simeon Evlaviosul, care, de fapt, îl învață și rugăciunea inimii și lupta aceasta duhovnicească pentru dobândirea nepătimirii până la contemplarea lui Dumnezeu, lumina necreată. Însă, spre a încheia ideea și a răspunde la întrebarea dumneavoastră, vederea lui Dumnezeu este cunoaștere, sau mai corect spus, cunoaște Dumnezeu este și vedere. Adică o cunoaștere pur rațională nu este cunoașterea cea adevărată. Este o cunoaștere teoretică care nu se poate numi teologie sau învățătură de credință, ci doar așa o cunoaștere din cărți. Mi-aduc aminte că tatăl ieromonahului Savate Baștovoi era profesor de ateism în localitatea respectivă. Știa Biblia pe de rost. De mult ori a intrat în polemică cu preoții din localitate, pe care îi rușina, pentru că ei nu știau nimic despre sinoade, despre învățătura bisericii. El cunoștea totul, dar folosea ca să combată biserica. Deci nu e suficient să cunoști, ci cunoașterea trebuie însoțită și de o trăire. Adică să aderi la acel adevăr pe care îl cunoști. Cunoașterea sau vederea lui Dumnezeu pornește de la lupta pentru despătimire, pentru curăția de patimă. Aici, dacă îmi permiteți, nu vă întrerup, ci vreau să ilustrez ceea ce spuneți cu un citat din Sfântul Simeon, Noul Teolog, din capetele sale, prima sută al 84-lea, spune așa: dacă n-ai dobândit o desăvârșită nepătimire față de lucruri și de bunurile vieții, să nu primești să te ocupi cu chivernisirea lucrurilor ca să nu te prinzi în ele. Această nepătimire de care vorbeați. Da, cum spune și Sfântul Apostol Pavel, cel care stăpânește să fie ca și cum nu ar stăpâni, cel care are soție ca și cum nu ar avea soție, adică, într-adevăr, lumea aceasta trăind, prima noastră grijă, prima noastră putere trebuie acordată lui Dumnezeu. Dar se poate acest lucru, Părinte Alexandru, în lume fiind în condiția de miran sau de neretras, de nemonah? Se poate, dar nu se cere tuturor aceeași măsură. Deci, un monah, într-adevăr, cum spune și plecând cu a doua șansă. Fecioare, deci, o monahie, o călugăriță, prima dată, toată grija este să placă lui Hristos. Atunci când ești cineva căsătorit, nu va încerca să placă partenerului. Așa se întâmplă în orice relație. Dar poate să placă partenerului întru Hristos. Și să nu există un conflict între... Așa este, dar să știți că de la teorie la practică e un drum lung și aplicarea acestor cuvinte necesită un efort deosebit și ajutor de la Dumnezeu. Adică toți declarăm că vrem să plăcem lui Dumnezeu, toți declarăm că vrem să slujim în primul lui Dumnezeu, dar atunci când încercăm să punem lucrul acesta în practică, vom vedea că facem pe drum. Plecăm ca mireni, prin urmare, cu un fel de a doua șansă în acest drum ascetic? Șansa este aceeași pentru toți. Și cei care au devenit monahi și cei care au rămas mireni au pornit toți de la cu același început. Botezul creștin, în care făgăduim că ne lepădăm de satana și ne unim cu Hristos, că devenim ostași al lui Hristos. Mai am câteva întrebări aplicate de Părinte Alexandru. Iată, în suta a doua capetelor teologice și morale, Sfântul spune și vorbește despre un lucru extraordinar, dă mărturie despre faptul că sfinții există, așa cum
mărturisim noi, iată, și după Sfântul Simonul Teolog, în Ortodoxie, aici, în această lume, în timpul vieții lor, sigur, după măsuri pe care Dumnezeu le cunoaște și nu neapărat după moarte, așa cum ne imaginăm mulți dintre noi că Sfințenia este apanajul celui care este deja mort. Spune Sfântul Simonul Teolog, sunt și acum oameni nepătimitori, sfinți și plini de lumina dumnezeiască, ce petrec în mijlocul nostru. Ba mai mult, oamenii aceștia văd minunile din lumina dumnezeiască. Cum se ajunge, Părinte Alexandru, la o astfel de stare? Sau cum spune Sfântul Simon, noul teolog, se ajunge? În primul rând, Sfânt nu devine cineva după viață, după viața aceasta pământească, adică după moarte. Sfinți suntem prin botez, pentru că doar și la Sfânta Liturghie, preotul, atunci când înalță Sfântul Agnes, zice Sfintele Sfinților. Toți cei care sunt botezați sunt sfinți. Problema este de trezire, de conștiință. Adică să ne dăm seama că suntem sfinți al lui Dumnezeu și să trăim ca niște sfinți al lui Dumnezeu. În ceea ce privește ajungerea la vederea luminii sau a tainelor care se descoperă în vederea luminii, într-adevăr, după cum spuneam mai înainte, vederea luminii necreate este de fapt o întâlnire personală cu Hristos în lumina slavei sale. Așa cum și Sfântul Apostol Petru, aflându-se pe muntele Tabor în lumina aceea necreată, care iradia din persoana dumnezeiască și în dumnezeita Mântuitorului Iisus Hristos, a declarat, a exclamat, bine este nou să fim aici, într-adevăr, în lumina necreată, multe daruri se împărtășesc. Daruri care nu pot fi descrise în cuvinte raționale obișnuite omenești. Însă, niciun creștin, niciun monah, niciun ascet nu va depune efortul său ascetic doar având ca simplă țintă vederea luminii necreate. Șansa ca să cadă în înșelare este foarte mare, ci efortul principal este direcționat spre întâlnirea cu Hristos. Mai întâi, prin contemplare, prin curățirea de patimi, apoi prin contemplarea sa în natura înconjurătoare, adică să vadă rațiunea Dumnezeu din toate lucrurile care ne înconjoară, apoi, bineînțeles, prin practicarea cu stăruința rugăciunii, care este o chemare a lui Dumnezeu cu multă dragoste, și atunci când bunul Dumnezeu va binevoi să se descopere unora și în lumina necreată a împărăției, ca o arvună, ca o pregustare a vieții cele veșnice, apoi să știți că cazul Sfântului Simeon Teolog este un caz fericit, că el a dorit să-și descopere această taină. Foarte mulți dintre sfinții bisericii noastre care din viața aceasta au avut o experiență a luminii necreate au tăinuit din smerenie această descoperire. Nu înseamnă că, de exemplu, părinți contemporani nou, cum a fost părintele Cleopa sau părintele Paisie Olaru, care a fost mai înainte cunoscut decât părintele Cleopa la mănăstirea Sihăstria, nu au avut vederea luminii, dar s-au tăinuit pe ei înșiși de aceste taine. Ba chiar recomandau să nu căutăm și că nu există așa ceva, noi să ne ocupăm de rugăciunea simplă și făcută. Mi-aduc aminte, citind din viața părintului Paisie Olaru, când niște intelectuali din București, cred că și Sorin Dumitrescu, prin anii 90, l-au vizitat la Sihăstria, l-au vizitat în chilia sa, era o chilie modestă, cam întunecoasă, iar părintele stătea pe un scaunel în chilie. Ei au observat cu toții, nu au spus nimic de față, dar după aceea au vorbit între ei, că deși era întuneric în chilie, fața părintelui avea o lumină. Nu venea de niciun bec, nici nu venea de la fereastră. Era o lumină interioară. Ne aducem aminte și de binecunoscutul episod dintre Sfântul Serafin de Sarov și un ucenic Motovilov, care dorea să vadă cum este omul pătruns de harul Preasfântului Duh și Sfântul Serafin de Sarov, punându-i mâinile pe umeri, a strălucit ca fața lui ca soarele. Adică împărăția Dumnezeu este în inima noastră, însă depinde dacă îi facem loc. Părinte Alexandru, vă mulțumim pentru aceste cuvinte. Mai avem o groază de întrebări, dar le lăsăm pentru o ediție ulterioară și la care vă așteptăm cu siguranță. Dacă îmi permiteți, vă rog. Aș vrea să închei cu o scurtă rugăciune din cadrul ceasului întâi. Știm foarte bine că și utrenia și ceasul întâi sunt în cinstea învierii Domnului.
Hristoase, lumina cea adevărată, care luminești și sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste noi lumina feței tale, Doamne, ca întru dânsa să vedem lumina cea neapropiată. Îndreptează pașii noștri spre lucrarea poruncilor tale pentru rugăciune preacurată, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mulțumim frumos. Amin. Dragi telespectatori, aceasta a fost discuția noastră. Vă așteptăm data viitoare. La revedere!